istituzioni, universitari e istituzioni sanitari, distinti professori universitari, di personale sanitario, stimati onorevoli consiglieri, locali, curiosi storici, persone consacrate, città, stimati civili portatori delle risorse e esperienza civili di Giorgio. Biserica cattolica, di rinnega lunga celebranza a stessi, Siva mondiale a volnavoli, a personale sanitare, care se îngrijesc de ei, și a persoanelor de viață consacrată, preoți, rugă, călugărițe, terțiani, care de asemenea, de multe ori voluntar, se îngrijesc de aceste persoane. Chiar dacă tradițională această zi este 11 februarie, o celebrăm în duminica cea mai apropiată a acestei zile, de astăzi, 9 februarie, am invitat aici la celebrarea liturgică atât de distinsele persoane care se ocupă de sănătate prin preocuparea lor și mai cu seamă prin vocația lor a spune, cât și câțiva reprezentanți ai unor asociații ale bisericii noastre și nu numai, pe care i-am invitat să fie în primul rând în băncile bisericii noastre catedrale astăzi, pentru că spunea cineva, gradul de cultură și civilizație a unei societăți se poate aprecia după modul în care se ocupă de cei bolnavi, de cei marginalizați. De aceea, cred că se cuvine, poate chiar și o singură dată la an, să ne amintim de acești semeni noștri, ca și noi, purtători ai suferinței și prin aceasta purtători ai Lui Hristos, așa cum frumos scrie pontiful roman Francisc în mesajul adresat întregii biserici cu această ocazie, numit Credință și Caritate, și noi trebuie să ne dăm viața pentru frații. Biserica, spune pontiful roman, recunoaște în cei care sunt bolnavi pe Hristos suferind. El este Cel care poartă împreună cu fiecare dintre noi povara fizică și spirituală, pentru că pe cruce a distrus singurătatea suferinței și a luminat de puterii cu ei. Suntem puși, deci, în această zi, nu în fața singurătății bolnavilor, ci în fața Misterului iubit de Dumnezeu, care ne unește cu ei. Hristos nu a venit pe pământ pentru a înlătura suferința umană, ci putem spune chiar mai mult, nu a dat-o deoparte cu dispreț, ci a asumat-o, a luat-o pe deplin în trupul său. Pentru că astfel, în suferință, să întâlnim pe El. El este cu adevărat doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, așa cum îl numim în rugăciunile liturgice. Astăzi, în mod particular, avem în fața ochilor pe toți cei care sunt purtători ai Lui Hristos din suferință. Să ne apropiem de ei cu bucuria Lui Hristos, cu
bucuria celui care îl primește din Hristos, după modelul de la Sfintei sale mame, o mamă atentă la toate nevoile fiilor săi, o mamă a bolnavilor, care ne invită și pe noi astăzi să ne rugăm pentru toți cei care sunt în suferință, dar și pentru cei care, prin vocație, se ocupă de aceștia pentru a le alina suferința. Fraza finală a mesajului Pontificului Roman și binecuvântarea o voi rosti la încheierea acestui cuvânt. Permiteți-mi acum, în câteva momente, să ne aducem aminte de timpul liturgic pe care îl parcurgem.